După ce a dispus confortabil de Energia Târgu Jiu cu 89-72, BC Mureș nu a avut o sarcină ușoară în întâlnirea cu UBT Cluj-Napoca. Victoria mureșenilor s-a conturat greu în ultimele secunde ale partidei, printr-un coș superb din afara semicercului, înscris de lituanianul Vaidotas Peciucas. Tigrii au câștigat cu un avantaj minim 77-76. Cel mai bun marcator a fost Semi Emil, care a înscris 19 puncte și a împărțit primul loc al eficienței cu Usman Baro, ambii cu 17. Clasamentul eficienței a fost completat de același Vaidotas Peciucas cu un indice de 16 și de Edi Sinadinovic cu 13. Meciul al treilea nu a avut istoric, Tigrii câștigând la pas întâlnirea cu BC Mureș 2 cu 104 la 59. Cu 3 victorii, BC Mureș a adjudecat trofeul pus în joc, bifând încă un turneu amical reușit. Până acum echipa arată destul de bine, încă nu jucăm așa cum ne dorim să jucăm, dar jucăm bine și cred că va fi din ce în ce mai bine. Da, lucrăm foarte mult la omogenizarea echipei, mai avem de lucru, dar băieții s-au prezentat foarte bine, se vede că avem sânge proaspăt în echipă, practicăm o apărare foarte agresivă pe care vrem să le implementăm pentru sezonul viitor. Suntem în linie dreaptă, toată lumea este sănătos și așteptăm cu nerăbdare prezentarea echipei. Avem acum și talie și fizic foarte bun, trebuie să ne folosim de acest lucru, de asta și practicăm un basket destul de agresiv. Și pentru echipa sub 20 de ani a BC Mureș, antrenată de fostul divizionar A, George Trif, a fost o experiență foarte bună. Ei au văzut care este diferența între jucătorii consacrați din Liga 1, care joacă care sunt profesioniști și cât au de muncă pentru a-i putea ajunge. Cred că a fost pentru noi, pentru mine ca și antrenor acestei echipe, a fost foarte bine. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor. Mă bucur în primul rând pentru că au jucat fără frică, fără trac și au încercat să joace de la egal la egal. Ocupanta locului al doilea s-a stabilit după disputarea meciului dintre Energia Târgu Jiu și UBT Cluj-Napoca, duel câștigat de gorjeni după un meci extrem de disputat în care clujenii au avut câteva șanse să revină în joc.